Salutare și bine v-am regăsit la partea a doua a tutorialului nostru cu Spider-Man. Vom merge în continuare să modelăm pe caracterul nostru, dar înainte vreau să rezolvăm câteva probleme. Ok. Prima dată mergem în front. Selectăm rândul acesta de puncte, dăm un delete. Mai departe, dacă ne apropiem, observăm că marginea proiectului nu este exact pe mijloc. Mijlocul este determinat de axa Y. Noi trebuie să-l aducem acolo. Așa că selectăm toate punctele din margine. Ok, observăm o neregularitate. Axele nu stau drepte. Stau aplecate. Ceea ce nu e un lucru bun, sincer, nu știu de unde este această problemă, doar o vom remedia imediat mergând la Use Object Axis Tool. Iar aici la Rotation, în Coordinate, la Rotation, la B, îi dăm 0, iar apoi Enter. Păi putem să mergem la Point. Să ne apropiem și cu Shift-ul apăsat, fără Shift, îl puneți peste axa Y. Da? Ok. Mai departe, mergem sub model, așa, și cu Create Polygon vom începe să astupăm aceste găuri de aici, așa, odată, și așa, da? Așa, și mergem în front. Acum, da, și cu marginea asta selectată mergem în front și dăm un extrude o dată, da, până aici, da, pardon, cu unealul de selecție și cu Ctrl selectăm poligonul din margine pentru a-l deselecta. Da. Și mai dăm un extrude până jos, da? Perfect. Mergem acum la Use Point Tool și începem să poziționăm vertex și ok. Așa. Ok. Aceasta este. Da, încă o problemă. Punctele acestea le ducem mai în interior. Da. Ceva mai pe aici. Ok. Dăm un delete. Și îi vedem interiorul. Așa. Așa, mergem aici și îndreptăm asta ca să nu mai pară atât de iurea. Cu unealta de selecție și cu Edge Tool acum vom merge și vom selecta toate marginile din exterior care compun inelul ăsta, ca să zicem așa. Da, vedeți? Așa. Și din front îl scalăm. Mm-hmm.
Da. Ok, până aici. Așa, să mai mutăm câteva puncte. Așa. Să-l deplasăm, să-i dea câtuși de puțin o impresie hexagonală. Da. Cam așa. Da. De fapt, legat de asta, încep să cred că nu segmentele pe care le-am adăugat la început nu ne mai sunt utile. Așa că vom remedia această greșeală. În animație, ca și în alte domenii, totul constă în a încerca și a repeta. Nu există o formulă strictă pentru nimic. De aceea, dar spre deosebire de alte domenii, în animație ne putem repara foarte ușor greșelile. Ceea ce este un lucru bun. Da. Delete și aici. Puteți să folosiți și Close ho Polygon Hole, care vă închide automat formele selectate. Ok, am șters ceva ce nu trebuia și pe aici. Okay. Da. Na, observați. Așa. Atât este perfect. Așa. Da. Putem să continuăm să modelăm. Am să vă arăt o chestie pe care probabil am omis să vă arăt atunci când am făcut mâna. Dar vă arăt acum, nu e nicio problemă. Aici, la picior, gaura din care va ieși piciorul ulterior are 1, 2, 3, 4,
5-6 segmente, cum a avut și mâna. E bine să vă alegeți un număr par pentru chestia asta, ca să nu vă derutați când vă uitați dintr-un view. Ok, dacă inelul ăsta care l-am selectat noi aici are 6 segmente, automat pentru picior, noi vom crea un cilindru. Da, lăsați-mă numai puțin să mi-l poziționez. Așa. Da. Ok. Perfect. Ok. Este de ajuns. Cum selectăm cilindrul, mergem la caps, nu la cord, la caps. De la caps debifăm fețele, ca nu avem nevoie de ele, iar la pardon, mergem la object și la rotation segment. În loc de 36 vom selecta 6, încât să se potrivească cu inelul nostru de aici, da? Îl facem editabil și cu knife, nu l-avem aici, la structure, da, point, și la knife, de pe line mergem pe loop, și de pe loop mergem și îl tăiem de vreo câteva ori. Momentan atât. Și cu unealta de selecție vom începe să repoziționăm punctele, de preferat pentru început câte două. Așa. Momentan lăsăm partea asta așa și mergem aici în front. Deselectăm punctele câte două în jos. O să vedeți și asta de ce. Pentru că dacă vă uitați așa, avem un hexagon, adică hexagonul din care este compus, care practic înconjoară, da? Care înconjoară cilindrul. Iar noi selectăm câte două puncte pentru a-l putea alinia. Da? Ok. Ceva mai așa. Exact cum am zis și în tutorial, în partea trecută a tutorialului, dacă nu am omis, ne putem ajuta și de umbre. Am. Atât. Așa, ok.
atât. De că asta n-ar fi trebuit să-l duc atât de departe. Așa. Aplicăm peste un Hypernerves și vedem cum arată. Arată binișor. Da. Sau cel puțin pentru moment destul de bine, zic eu, așa. Segmentele acestea le putem duce mai spre exterior. Da. Ok, acum arată mai bine. Da. Îl scoatem cilindrul, îl scoatem de sub Hibernerves, ștergem primul Hibernerves și cubul inițial din care am modelat corpul, îl scoatem. Și le dăm amândorora cylinder, cylinder, un connect plus delete. Da? Pe care îl numim corp. De ce nu? Le-am conectat. Acum pa 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 pam. Cu unealta de selecție. Ok, hai să-i dăm un pic reback piciorul. E bine, dacă nu ne întoarcem. Connect plus delete. Iar acum cu unealta de selecție și punctul. Selectăm primul punct de aici și primul punct de aici și mergem cu wield și le vom alipi. Așa. Așa. Avem forma asta care arată destul de dubios.
Nu e nicio problemă. De edge-urile care sunt selectate, este vorba așa. Da. Dând click pe Use Edge Tool, ni s-a selectat ultima selecție pe care am făcut-o cu Use Edge Tool și cu scale-ul putem să scalăm. Până ce forma devine una puțin mai plăcută. Așa. Ok, crazy moment. Hai să vedem dacă am scalat mai mult. Ce ni-ar ieși. Atât. Scalăm un pic doar pe X aici. Da. Așa. Da, mergem mai departe. Să randăm puțin. Da, este ok momentan. Așa. Nu mai extind sau mai extind. Nu, no, nu. No. Cel mai bine este să mai creăm un cilindru și pentru partea inferioară a piciorului. Da. Același lucru, caps, debifăm caps, object 6, enter și editabil. Ne întoarcem aici și luăm knife pe cilindru și o să tăiem de câteva ori. Da. Selectăm ultima parte, dăm delete. Așa. Mergem în continuare, așa. Aici. Ok. Rotim un pic punctele astea.
Cam așa. Ok. Da. Ok, mergem și conectăm și astea două. Da. Cu unealta de selecții și use point-ul. Să începem să le unim. Așa. Iad. Ops. Așa. Am uitat să le aranjăm pe side. Back, back, back. Ok. Poziționăm ceva mai în spate. Așa. Și cu use point-ul. Sau poate ceva mai în față. Cam atât. Și cu use point-ul să aranjăm punctele. Da. Ok. Acum putem să unim cele două, să, da, să unim cele două obiecte. Așa. Weld. A, nu știu dacă v-am mai explicat, dar weld-ul, cum funcționează acest weld, probabil că ați înțeles. Dacă n-ați înțeles, înțelegeți acum. Deci am selectat două puncte și am folosit weld. Avem posibilitatea să unim cele două puncte ori în ori în locul celui de-al doilea punct, ori primului, ori undeva la mijloc. Pe noi ne interesează locul primului, da? Așa. Ultimul. Și gata. Așa, arată cât de cât ok. Am mai putea să mai retușăm una alta pe el. Aceste două. Ops. Da, deci selectăm astea două puncte. Le tragem mai în interior. O dată.
Selectăm punctele de aici din încheietura piciorului, cum ar veni. Și pe cele de aici din spate. Din nou mergem la rotation și dăm un 0 ca să ne îndrepte punctele. Și acum tragem de ele ceva mai în jos. Așa. Asta o putem ridica ceva mai sus. Când vom fixa jointurile, sper să arate mai bine. Haideți să vedem cum arată proiectul nostru. Pus în oglindă. Pentru asta creăm un symmetry. Introducem în el. Da. Așa, până acum arată destul de bine, zic eu. Mai trebuie lucrat puțin pe partea din spate. Momentan, cam atât pentru partea asta. Ne revedem în părțile viitoare, unde vom merge și vom continua cu detaliile, adică mâinile sau încheietura mâinii, așa, picioarele de la gleznă în jos și capul. Îi dau și un save. Da. Și până atunci, la revedere.